Dragii mei, și bine ați revenit aici pe canal. Astăzi avem în sfârșit un haul. V-am spus la un moment dat, în urmă câteva luni, că nu o să mai filmez o perioadă hauluri și așa a și fost. M-am ținut de cuvânt, doar dacă au fost anumite colaborări, să zicem așa, sau produse primite cu alte circumstanțe, nu neapărat cumpărate. Ei bine, astăzi am un haul imens cu produse de vară, multe produse noi lansate pe piață. Este vorba de cadourile primite în cadrul evenimentului BBM Cluj Summer Party și acolo m-am întâlnit cu alți vlogger, toți am primit aceleași pachete, dar știu că totuși nu avem aceeași abonați, să zicem așa, fiecare dintre noi, ci mai degrabă doar o parte. Iar pentru restul e bine să știți ce produse se lansează, ce produse apar, părerea mea despre ele, dacă le-am încercat sau nu și așa mai departe. Eu zic să începem pentru că sunt foarte multe. Întâi și întâi, am programare la coafor săptămâna ce urmează, deci vă rog frumos să nu-mi criticați foarte mult părul pentru că urmează să mă vopsesc. Deci please, please don't judge. Și voi ați fost acolo, așa că... Bun, o să încep cu un pachet primit de la Anastasia Beverly Hills. Mă rog, produsele sunt Anastasia Beverly Hills și avem trei produse aici. Avem în primul rând un Deep Brow Gel, cam așa arată produsul, și este în nuanța Soft Brown. Nu l-am încercat niciodată și sunt curioasă să văd ce știe să facă. Mi se pare că nuanța aceasta mi se va potrivi, eu așa văd. Și practic este un mascara gel pentru sprâncene. Sunt foarte, foarte curioasă. În cazul în care vecinii mei se apucă de găurit, bătut sau mai știu eu ce, vă rog frumos să... Era zic să-mi ziceți. Nu, să ignorați că asta este, nu prea avem ce face. Bun, următorul produs este Liquid Lipstick în nuanța Hudson, o nuanță foarte, foarte drăguță. O să-i fac acum și un swatch să vedeți. Este genială nuanța, arată bestial. De mirosit nu miroase nicicum. Ambalajul este superb, ca de obicei. Și așa arată rujul. Ok. Iar ultimul produs este vorba de Brow Powder Duo în nuanța Medium Brown. Ambalajul este absolut superb, arată fantastic. Eu nu am folosit niciodată pudra de genul acesta pentru sprâncene, în special de la Anastasia Beverly Hills. Am avut una de la Benefit, să zicem așa, dar încă experimentez cu ea. Cine mi-a zis? Mă dă Merca. Obișnuia să folosească gel sau creioane sau alte produse pentru sprâncene și că acum s-a îndrăgostit de produsele de tip pudră. Așadar, m-a făcut și pe mine curioasă. Următoarele produse sunt de la Green Sugar și avem în felul următor. Dropsuri cu vitamina C, o pungă întreagă. Aici este baton de cereale cu acerola, tot de la ei, evident. Și mai avem aici 25 de sticuri cu zahăr green sugar. Acestea sunt. Ok, o să trecem mai departe la Seventh Heaven by Montagne Jeunesse și aceasta este o pungă din material natural, o sacoșă mai degrabă pe care o au ei și de care mă bucur foarte mult. Rujul s-a uscat mat, în cazul în care vă interesează, deci este bomb. Cam așa arată pachetul de la Seventh Heaven. Sunt foarte, foarte fericită că am primit aceste produse, pentru că v-am spus, sunt noi, mai toate sunt noi și eram atât de curioasă, mai ales că urmea să plec în concediu, urma să mi le cumpăr pe câteva. Și am zis, oh my god, nu pot să cred ce lucky sunt, că fetele s-au gândit și ele tot așa la customiza pachetele acestea de tip PR kit de la sponsor, după nevoile noastre și după, mă rog, perioada în care suntem acum. Cam așa se deschide cutia. A căzut deja o mască. Aceasta este o mască Detox and Replenish cu cărbune și este de tip hidrogel din două bucăți, așa. Mai este apoi un sheet mask cu aminoacizi, tot felul de
ai gold mask, astea și tot felul de uleiuri esențiale. Apoi mai avem cu vitamina B5 bamboo sheet mask și aceasta. Și mai avem Gold Radiance Eye Mask, care este de tip gel. Sau, mă rog, Collagen Eye Mask. Sper să fie gel. Deși cred că s-ar putea să fie tot din fâșie, din ceva textil. Ok. Yves Rocher au avut și ei un pachet aici. Și Yves Rocher ne-au pus așa. Gel de duș pentru corp, dar și pentru păr. Unul parfumat din gama lor nouă, My Green Summer. Și miroase super fresh, așa și citric. Avem și un parfum pentru păr. Toate sunt în aceeași gamă. Apoi un ulei uscat pentru corp. De asta sunt mega încântată. Dar și de această apă de toaletă pe care s-a trebuit să o iau cu mine în concediu. Dar mai vedem. Continuăm cu Melchior. De la Melchior am primit acest pliculeț tare, tare simpatic. Și aici, eu pe asta l-am desfăcut înainte să filmez, ca să nu fac zgomot și s-a lipit la loc. Dacă ați dat comenzi pe Melchior, atunci știți de ce se întâmplă chestia asta cu plicurile. Ok, avem un client aici, dar niște produse super nice, și anume sparkles pentru ochi, față și corp. Cred că nuanța este Copper Sparkle. Copper Sparkle, scuze. Și cam așa arată ambalajul și sclipiciul, bineînțeles. Este super nice și fancy. Merge acum în perioada asta cu festival, concediu, una alta. Nu am mai avut body glitter sau face glitter de foarte, foarte mult timp, cred că de prin liceu. Iar al doilea produs este Glitter Eyeshadow Base. Așa arată ambalajul. Și o să vă scot acum și gelul să îl vedeți și pe acesta. Așa este. Glitter Eyeshadow Base. Nu l-am folosit niciodată, nu știu cum va fi. Om trăi și om vedea și om testea. Următorul pachet super mega generos este de la Nivea. Oh my god. Bun. Și o să începem cu ceva ce am mai testat. Este vorba de șamponul lor uscat, de această dată varianta pe galben pentru păr blond. Asta pentru păr blond nu l-am mai avut, dar șamponul uscat de la ei îmi place super mult. Ce am mai avut de la ei? Apa micelară, asta neagră, am avut-o, i-am făcut și un review aici. Apoi am primit toată gama lor nouă de geluri de duș cu argilă. Și sunt așa, cu agave albastră și lavandă, miroase super fresh și nice, așa de vară, ghimbir și busuioc, pe ăsta l-am mai avut și mi-a plăcut foarte mult, și cu hibiscus și salvie albă, foarte, foarte tare și aromat. Sunt aromate, sunt rănitoare, curăță bine, sunt fresh, mie îmi plac super mult. Acum, produse noi pe care eu nu le-am mai testat de la Nivea. Un chapstick cu cireșe amărui și este nuanțator acela. Apoi cremă, de fapt nu, că este un spray water resistant sunspray de protecție solară 30 SPF, super tare, mi-e plac produsele astea de la Nivea. Apoi avem o soluție matifiantă și care promite să curețe porii, se poate folosi pe post de wash, de exfoliant sau de mască și se numește 3-in-1 Urban Skin Detox. Tot cu argilă. Încă o chestie nouă. Astea le-am văzut da, deci produsele astea le-am văzut doar în Kaufland so far. Este un body soufflé cu cocos și ulei de monoi cu o aromă tropicală, perle luxuriante, non-greasy, super hidratant. Cam așa arată ambalajul. Mi se pare super, super, super cute. Ok. Mai avem pe urmă un antiperspirant 48 de ore. Nu l-am testat niciodată, așadar sunt curioasă. Și ultimul produs de la Nivea, un ulei, un șampon micelar fără silicon pentru păr uscat sau scalp uscat. Și de asta sunt extrem de curioasă. Mergem mai departe la Clinéo, un brand pe care eu pur și simplu l-ador. Am primit în această punguță, așa, un pachet mare de șervețele dezinfectante de 70 de bucăți. Astea sunt preferatele mele all time din toate încercate. Îi găsiți în DM.
dar și unul pentru geantă de 15 bucăți și două spray-uri, sau nu, un spray dezinfectant pe care îl mai am acum la birou și un gel dezinfectant. Deci produsele Clineo sunt mega bune, le-am testat, sunt produse pe care le recomand din tot sufletul. Avem pe urmă farmec cu Gerovital și aici avem în felul următor. O cremă CC, 94% ingrediente de origine naturală pentru ten normal. Numai bine, pentru că nu aveam niciun CC cream. Terminasem un BB cream și mai am, cred că, două folosiri din ultimul BB cream pe care îl mai aveam eu în colecția mea de machiaj de la La Roche-Posay. Deci numai bine. Avem și o cremă hidratantă pentru ten normal și mix din aceeași gamă, Gerovital Plant. Și mai avem apa lor micelară. Deci am la apă micelară acum. Fai de capul meu. Deci, credeți-mă, am demachiantă și apă micelară. Nu mă machiez eu atât. Bun. Dar știți că eu mai fac cadouri, mai fac giveaway-uri, deci numai bine. Avem încă o plăsuță. Și aceasta este de la Plantline, de la care am primit foarte multe produse. Au fost mega darnici ei. Avem un șampon fortifiant fără silicon de urzică. Și balsam fortifiant cu lapte de ovăz și urzică. Avem, exact ce vă spuneam, apă micelară 3-in-1 cu aloe vera pentru ten normal și mixt. Super, pentru că așa este și al meu, sau gras vara. Pentru toate tipurile de piele avem apă micelară 3-in-1 cu extract de trandafir. Pe urmă avem o fitomască pentru față cu efecte 5 minute. Mă rog, efect cât trebuie să o ții pe față. Este cu pin negru și cărbune și are efect matifiant. Wow! Sunt încântată și de asta. Mai avem crema de noapte cu extracte de verbină și primulă. Mai avem o cremă pentru față pentru ten normal și mix cu aloe vera. Fitoterapie, hidratare lejeră. Mai avem o cremă pentru mâini nutritivă cu extract de mușețel. Mai avem o cremă pentru contur de ochi cu verbină și primulă. Oh my dear lord, v-am zis că sunt super darnici. Și bineînțeles, crema de zi din aceeași gamă. Stai că mai e ceva. Deci, Plantline, sunteți mortali. Aveți aici... Am aici și două măști de față de tip sheet mask cu mesteacă în galben și cu extract de pin boreal pentru a înlătura senzația de piele uscată și pentru luminozitate, acestea două. Deja e plin în fața mea, e plin și mai am încă produse. Who's next? Hai să vedem. Urmează Sole Shop. Sole. Este unul din magazinele online preferate. De când am descoperit Sole, am tot pus comenzi la ei, îmi place de ei foarte, foarte, foarte mult. Știți că am mai făcut unboxing-uri doar cu produse cumpărate de la Sole, chiar când m-am apucat eu de YouTube. Și ei îmi sunt cumva așa aproape de suflet, îmi sunt foarte dragi. Chiar de aceea, pentru că am cumpărat de la ei și pentru că vi recomand, am și un cod pe care îl las aici jos și pe care puteți să-l folosiți înainte de a finaliza comanda. Cu acest cod veți avea o reducere de 5%. Reducerea aceasta se aplică indiferent dacă produsele voastre sunt deja la promoție sau nu. Și haideți să vă arăt cam ce puteți găsi pe Sole Shop. În primul rând, avem pensula asta mega bestială, 100% vegană, este din păr artificial, ce-i drept, Chic Pro Cris. Arată bombă, arată super, super, super bine pensula aceasta. Și pe urmă mai avem eye patch-uri cu mango de la Coco Star. Acestea sunt branduri coreene. Mai avem o capsulă, nu știu de ce tot zic mai avem, o capsulă de la Power 10 Formula Good Night pentru, practic este un ser aici cu o emulsie. Se aplică pe ten și pe decolteu înainte de nanii de tipui. Și mai avem tot de la Coco Star o mască pentru buze cu trandafiri. Iar tot de la Sole, dar de la brandul Glove, pe care îl găsiți tot la ei pe magazin, nu online,
Avem în felul următor. Acest kit Beauty Bomb care conține un makeup remover, Glove Comfort și Skin Care Set plus Bunny Ears. E o nebunie. Este pur și simplu o nebunie. O să încerc să-l desfac pe acesta, nu promit nimic, pentru că s-ar putea să stric pe aici cutia și chiar nu aș vrea să-l stric, aș vrea să-i fac niște poze înainte. Să vedem dacă pot să o desfac. Dar bineînțeles că am rupt cutia, nici nu se putea altfel. Ok, cum se desface această cutie? Clar, deci nicio șansă să o mai pot închide la loc. Ok, deci aici este burățelul acela minune în care te poți demachia. Foarte, foarte tare. Și aici sunt urechiușele. Doamne, ce simpatice sunt. Na bun. Sunt curioasă. Sunt mega curioasă. Ok, și ultimele produse. Și-ați scăpat de mine și de acest haul foarte mare. De la Bioderma avem ulei uscat pentru protecție solară 50+. Sunt super încântată și de acest produs pentru că urma să mi-l cumpăr și uite că am avut norocul să nu mai dau banii pe el și să-l primez de la Bioderma și sunt grateful pentru acest lucru fetelor care au organizat evenimentul și sponsorilor, bineînțeles. Iar ultimul sponsor, sau mă rog, produsele din ultimul pachet sunt de la Himalaya și sunt chestiile astea super, super simpatice. Cum să vi le arăt? Așa. Sunt practic niște geluri de curățare a tenului, în special pentru tenul gras și sunt așa, cu afine, cu căpșune și cu lămâie. Și eu am observat chestia asta, roșu, galben, albastru. Știți că au fost alegerile, nu? Știți cum se numesc astea? A fresh start. Cred că ați prins ideea, nu? Bun. Particulele de exfoliere de aici sunt niște biluțe din acelea naturale care nu dăunează mediului înconjurător și nici tenului, pentru că sunt foarte, foarte mici și blânde cu tenul. E bine, asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mi în comentariu care au fost produsele voastre preferate din tot ce am primit aici. Vă pup! Pa, pa!